Și primarul mediașului Teodor Neamțu a anunțat astăzi că maidanezii periculoși care umblă pe străzile orașului vor fi eutanasiați. Iată declarația. Sigur că legea nu vine cu niște termeni foarte uh, categorici lasă la latitudinea, la latitudinea administrațiilor publice uh, dacă e eutanasiază câinii, dacă nu e Eu zic că în mediaș activitatea Serviciul de ecarisaj a ținut sub control această populație canină, să-i spunem așa. Încercăm în continuare la fel. Ei lucrează în limita bugetului aprobat de Consiliul Local și sigur că în funcție și de modul în care evoluează populația canină, vom hotărâ câți și cum vom eutanasia.